Laptele, carnea de pui ori porc, uleiul, făina ori fructele și legumele vor fi mai ieftine începând de astăzi, potrivit reprezentanților guvernului. Astfel că prețurile la mai multe alimente de bază scad, fiind vorba despre 14 produse care sunt în general nelipsite din coșurile de cumpărături ale românilor. Iată care este lista acestor produse pentru care vom scoate mai puțin bani din portofel. Laptele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita începând de astăzi, 1 august, pentru o perioadă de 3 luni, ordonanța de urgență privind stoparea creșterii prețurilor la alimentele de bază fiind aprobată de guvern în data de 30 iunie acestui an. Acestea sunt pâinea albă simplă, între 300 și 500 de grame, fără specialități, lapte de vacă proaspăt de 1,5% grăsime la 1 litru, brânza telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, grăsime 3,5%, maximum 200 de grame, făină albă de grâu nula de 1 kg, făină de mălai la 1 kg, ouă de găină calibru mediu 10 bucăți, ulei de floarea soarelui la 1 litru, carne proaspătă de pui, pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe întregi cu ouă saripioare, carne proaspătă de porc, precum carnea de lucru, pulpa de porc cu os și fără os și spată, legume proaspete vrac, adică roșii, castraveți, ceapă galbenă, fasole uscată, morcov, ardei gras, ardei capia, fructe proaspete vrac, adică mere roșii și golden, prune, pepene roșu și struguri de masă, cartofi proaspeți albi vrac și zahăr alb tos 1 kg.